Din cele 147 de unități administrativ-teritoriale scoase la licitație anul trecut pentru realizarea cadastrului sistematic în întreaga localitate, fac parte și 5 localități maramureșene, Recea, Satul Lung, Săcălășeni, Fărcașa și Dumbrăvița. Din păcate, problemele apărute în derularea procedurii de licitație au blocat programul, astfel că, deși până acum lucrările ar fi putut fi încheiate, ele nici măcar nu au demarat. Au fost scoase la licitație anul trecut, dar participanții la licitație nu au îndeplinit condițiile prevăzute de lege, astfel că licitația pentru lotul 10, din care făcea parte și județul Maramureș, a fost anulată. Anul acesta s-a început un nou proces de licitație, astfel încât în circa o lună și jumătate, se preconizează finalizarea licitației și pentru cele 5 comune din județul Maramureș. În cadrul acestui program se vor cadastra toate imobilele, atât cele din intravilan, cât și cele din extravilan. Toate proprietățile, atât din intravilan, cât și din extravilan, indiferent de proprietatea publică sau privată a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice. În cele 5 comune se estimează în jur de 40.000 de imobile. Pe lângă acest program demarat anul trecut și care vizează doar 5 localități, celelalte unități administrativ-teritoriale din județ beneficiază de câte 135.000 de lei fiecare pentru realizarea cadastrului sistematic, conform unor reglementări legislative intrate în vigoare de la 1 august. Din păcate, primarii nu s-au prea înghesuit să acceseze aceste fonduri.